Până copiii vă spun un bun venit la colțul cu povești. Un vis despre cer. Ellen și surorile ei doreau să câștige bani pentru a cumpăra cărți și reviste pe care să le dea oamenilor. Ele doreau ca și alții să știe ce scria în cărți și reviste despre apropiata venirea lui Isus. Totodată, dorința lor era ca oamenii să fie gata să îl întâlnească. Mama Harmon le învățase pe fetele ei să croșeteze și deja învățaseră cum să ajute la confecționarea pălăriilor. Am putea tricota șosete pe care să le vindem și le-am putea ajuta pe tata să facă pălării, au hotărât ele. Așa au și făcut. Ellen nu era foarte puternică, dar lucra cât de mult putea și a reușit să câștige 25 de cenți într-o zi. Nu par a fi mulți bani, nu-i așa? Dar în acele vremuri era foarte mult și astfel au reușit să cumpere cărți și reviste pe care să le ofere gratuit. Unul dintre pastori a spus: cred că Isus o pregătește pe Ellen să facă o lucrare măreață pentru el. Și avea dreptate. Isus chiar avea o lucrare foarte specială pentru ea. Ea urma să devină un profet al lui Dumnezeu. Un profet este o persoană care primește viziuni și vise de la Dumnezeu, în acestea fiind mesaje importante pentru poporul său. În continuare, vom asculta unul din visele pe care Isus i le-a dat lui Ellen pe când avea doar 15 ani. În vis, Ellen se simțea tristă. Cât de mult mi-aș fi dorit să-l văd pe Isus, se gândea ea. Ah, dacă ar fi fost pe pământ, aș fi mers la el și aș fi spus toate problemele mele. Știu că el m-ar fi ajutat. Apoi, în visul ei, a văzut o ușă deschisă și un înger intrând în cameră. Vrei să-l vezi pe Isus? A întrebat el. El este aici și îl poți vedea dacă vrei. Ia-ți totul și urmează-mă. Ellen și-a luat repede lucrurile și l-a urmat pe înger. Curând au ajuns la niște trepte foarte abrupte. Când au început să urce scările, îngerul a spus: continuă să privești în sus. Și alți oameni au urcat pe această scară și unii dintre ei au privit în jos. Când au privit, au amețit și au căzut. Ellen a ascultat de înger și a continuat să privească în sus. Când a ajuns la ultima treaptă, îngerul i-a vorbit din nou. Lasă-ți toate lucrurile aici, a spus. Ellen și-a lăsat lucrurile jos. Apoi îngerul a deschis ușa de la capătul scărilor și i-a spus să intre pe ușă. În doar o clipă a ajuns înaintea lui Isus. Fața lui era mai frumoasă decât orice văzuse până atunci. Ochii lui blânzi erau plini de iubire și el a zâmbit iubitor spre ea în timp ce își punea mâna pe capul ei. Nu te teme, i-a spus el. Sunetul vocii lui Isus a făcut-o fericită pe Ellen și ea a îngenunchiat înaintea lui. Când s-a ridicat, Isus încă privea spre ea și zâmbea. Apoi când îngerul a deschis ușa, el a spus: acum îți poți lua lucrurile din nou. Când Ellen s-a trezit, i-a mulțumit lui Dumnezeu că i-a dat un vis atât de frumos și s-a rugat ca Isus să îi zâmbească întotdeauna. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!